Duminică 11 octombrie 2020 am plăcerea să mă aflu din nou în crescătoria unui mare campion columbofil al sudului țării și al României. Este vorba despre maestru emeric columbofil, domnul Storescu Claudiu din Ploiești. Bine ați venit, bine ați revenit. Bine v-am regăsit, domnul Claudiu. Îmi face de fiecare dată o mare plăcere să trec pe la dumneavoastră, pentru că, dincolo de calitățile noastre umane, sunteți și un foarte bun columbofil și un om de mare suflet și am ocazia să filmez păsări de o reală valoare. Vorbeam puțin mai devreme cu dumneavoastră, pentru că aici ne aflăm în compartimentul în care în prezent sunt găzduite femelele de matcă, am înțeles, da? Da. Așa, vorbeam puțin mai devreme despre faptul că la noastră în crescătorie porumbeii de zbor nu sunt împerecheați primăvara decât dacă au realizat azi maraton extrem. Da. Deci sita nu e deasă, nu e foarte deasă, este extrem de deasă în cazul dumneavoastră, da? Și probabil din cauza asta se și explică rezultatele foarte, foarte bune pe care le aveți și le-ați avut și... Da, nu e recomandabil, dar la mine s-a pletat în prisma lotului de matcă extrem de valoros care m-a împins de la spate. A trebuit să acționez și, în consecință. Numericul îl păstrați în continuare la o anumită limită, nu? Păi, nu doriți să vă extindeți. Absolut, aș dori tot timpul să vin în jos cu numericul, nu în sus. Cât mai aveți acum? Câți porumbei creșteți în prezent? În jurul la 130. Cu zburători? Cu matcă, da. Cu pui, cu tot, nu? Da, da. Dar cel mai mult 150-160. Am înțeles. Primăvara la concursuri puteți începeți? 70-80. Masculi, femele împreună. 70-80 împreună, da. 36 de perechi. Am avut și 40 de perechi, ceva de genul. Dintre ăștia, câți împerecheați? Câți îi lăsați la pereche? Nu, îi las pe toți la pereche primăvara, dar la momentul de față, deci după finalizarea zborurilor, da, la mine nu mai stă porumbel în coteț fără azi maraton extrem. Sau palmares, azi maraton extrem 2 ani sau 3 ani sau așa. Am înțeles. Deci primăvara n-au ce să caute pentru că nu sunt de toamnă. În afară de pui, de care pui, da, vin în urmă, da. Deci am făcut selecția asta deoarece n-am fost adeptul zborurilor extrem de lungi, pentru că acolo automat trebuia să-i păstrez pe cei care nu clasau. Ca să-i verificați... Da, m-am axat pe etape de 900-1000 maxim și aici am văzut că ăștia se pletează. Cei care îmi arată la vârsta de 2 ani, că înțeapă. Altfel... Da. Și vă lasă inima să le rupeți gâtul sau ce le faceți? Îi faceți cadou? I-am mai făcut cadou în general, unii i-am vândut, dar prețuri modice, că nu sunt campion, nu... Da, nu sunt și porumbei care să mă reprezinte, să cer... Da. Da. Dar am înțeles că nu păstrați un porumbel dacă are două etape de maraton într-un an, nu? Nu, deci numai cu azi maraton extrem. Deci nu rezistă porumbelul la mine, nu prinde vârsta de 3 ani niciodată. Nu am niciunul, chiar vă invit să vă arăt, deci nu am... Păi atunci se explică... De ce sunt rezultatele astea foarte bune și constante, an de an? Am avut noroc pentru că am prins reproducătorii respectivi care m-au ajutat, că altfel plângeam și poate mă uitam frumos și la unul cu maraton sau cu un singur maraton pe an. Nu zic, Dumnezeu a fost bun cu mine, ca să zic așa. Bine, dar produceți campioni în fiecare an, pentru că și anul trecut rezultatele au fost bune, da, și ultimul sezon excepționale. Da, am avut noroc efectiv, că trebuie și noroc efectiv, nu numai porumbei, dar... S-au schimbat și normele, s-au schimbat, dar tot eu am fost... Și cu toate astea tot în picioare a scăzut, da, nu? Într-adevăr, a fost un an dificil în prisma vitezelor, pentru că anul ăsta au venit porumbei cu viteze foarte mari. Cei care au venit anii trecuți n-au mai făcut față, adică punctajelor care... Pentru că anul ăsta s-au făcut puncte la an extrem de mici față de anii trecuți. Dar la palmares invers. Palmares au fost extrem de mari, pentru că porumbei care au fost buni anii trecuți, anul ăsta ori s-au pierdut, ori n-au clasat, ori au făcut puncte multe. Nu numai la mine în cotez, la toți prietenii cu care am vorbit. Deci 2020 vi se pare un an dificil din punct de vedere sportiv, nu? A fost un greu. An extrem de dificil, dar pentru mine a fost un an extrem de bun. Adică eu cred că a fost la fel de bun ca cel de anul trecut. Chiar dacă s-au schimbat normele, cred că s-au schimbat în favoarea mea. Cum apreciați schimbarea asta de norme? Cum vi se pare ca și proces? Mi se pare democratică dacă s-a făcut prin vot corect, la începutul sezonului, deci așa dorim majoritatea. Și toate s-au făcut la începutul sezonului? Exact, anul ăsta. Nu știu cum se vor face împerecherile, pentru că la orice schimbare de norme, cineva pierde. Nu am văzut împerecherile cum au fost făcute cu normele, schimbându-se normele, la palmares teste împerechezi cu ceva. Acum,
Rămâne să vedem cum s-au împerecheat. Deci aici e o problemă. Am înțeles. Despre lotul actual al femelelor de matcă, ce ne puteți spune? Păsări de mare calitate, care de fiecare dată este? Da, eu așa cred că... Le-ați despărțit de mult? Unele sunt de o lună, unele de două săptămâni. Am mai recent, ați mai... Nu le-am mai desperecheat de vreme, ca să spun așa, pentru că am sezizat că dacă e cald afară, se împerechează între ele. Se iau între ele, da. Ce numeric aveți aici? Sunt 30 ceva, 40? Cu tocul, aici sunt și câteva femele de la lotul de zbor. Da. Pentru că n-am avut mascul de talia lor și le-am lăsat fără mascul. Deci am 16 femele de matcă. Doar 16 de matcă, nu? Da, 16 femele de matcă, am 16 perechi. Anul ăsta cred că o să am, mă duc la 19 perechi, pentru că am mai achiziționat porumbei de fond. Nu aveam porumbei de fond și am mai achiziționat câțiva porumbei de fond pentru a zbura la noua federație și fonduri. Adică nu să zbor, să zbor cu succes. Eu nu... Da, da, da. Așa... Bine, la noastră zburatul în sine trebuie să aibă un rezultat foarte bun podium, și foarte valabil. Și ceva de podium național, nu altfel. Da. Super, frumos, îmi place. Sunt în proces de năpârlire încă, nu? Absolut. Unele dintre ele sunt mai avansate, altele sunt mai... Sunt foarte mai în curs. Rețele. Da, nu sunt frumoase, dar sunt valoroase. Să știți, nu contează frumusețea, contează cum vin și cum clasează. Am văzut aici în jurul crescătorii noastre că aveți și un sistem electronic de pază foarte bine pus la punct. Da, nu se poate. E bine asta pentru că sunt păsări de mare valoare. Nu poți în 2020 să păzești căsătoria cu toporul sau cu câinii. Așa este, așa este. Deci așa sunt este. Domeniul trecutului. Așa deci este. Pentru oții, câinii... Da. Și am preferat altfel de sisteme de pază. Aveți, am văzut că aveți sisteme de ultimă generație, super, inclusiv aveți ochiul format, ați verificat... Am verificat, am filmat puțin pe afară, da. Pentru că mă întrebam de multe ori, zic, la cât e crescătoria de frumoasă, de valoroasă aici, ce păsări excelente sunt. Am încercat de la an la an să întăresc și sistemele de pază, nu numai lotul de porumbei. Da, da, da. Pentru că cel puțin în ultimul an ați văzut ce s-a întâmplat. Am văzut ce s-a întâmplat. Da. Și deja... E bine că v-ați luat măsurile de precauție. Nu știu dacă sunt hoți efectiv sau sunt oamenii maniaci după porumbei, că nu pot să... Corect, corect. Știi, deci... Dar aveți și sisteme perimetrale, am văzut foarte frumos. Și vrabia, auzit și vrabia dacă trece pe aici, am văzut că o sesizează. Mulțumesc. Super. Asta... Deci la primăvară mergeți pe 19 perechi de reproducție. Toate noi le schimbați, domnul Claudiu? Da, an de an le schimbați, nu? An de an le schimb, da. Și an de an reușiți să mențineți acolo în top? Până acum am reușit. Acum. Ați reușit. Ani. Bine, dar nu zburați decât din 2015. În 2015, da. Ați văzut și ați ajuns la un nivel la care mulți, cum să zic, chiar dacă ar trăi două vieți, n-ar reuși să ajungă. Nici eu nu speram, să vă spun sincer, n-am. Super. Eu chiar mi se părea că e imposibil dacă nu faci anumite lucruri să ieși campion. Știu. Mi se păreau... Aveți și un băiat aici care vă ajută? Am înțeles că e un băiat serios, nu? Un prieten și asociat, într-adevăr, e de bază. Super, într-adevăr. Fără dânsul nu făceam mai ar fi greu. Fost mult mai greu. Ceva exemplare noi pe aici? Ne precizați vreuna dintre ele? Am cumpărat femela aceasta. Guta, da, și prima, da? Da. Este campioana României 2 ani de zile la FCPR, de la domnul Popjaru Daniel. Super. E și locul 3 la Cupa Europei. Super. La ce categorie? La un an este campioană la AS Maraton Iarling și la 2 ani la Palmares Maraton. AS Maraton, Palmares AS Maraton este tot locul 1, în 2014-2015 și campioană la Cupa Europei. Super. Locul 3, Cupa Europei. La ce v-ați gândit să-i dați la anul? Nu, încă nu v-ați gândit, nu? Încă nu m-am gândit, da. Încă așa? M-am gândit, ce mai aveți pe aici? Albastra de acolo. Aici am cumpărat-o de la un coleg de la Dâmbovița, este campioana UCP-ului la... AS Fond Palmares 2 ani, de la domnul Cârstea. Aha, da. Și mulțumesc pe această cale. Am mai cumpărat încă o campioană, stai că e foarte greu să o identific. Bă, că stau cu minți liniștite. Stau, dar din prisma năpârlirii nu mai ne identific așa ușor. Am mai cumpărat, femeia de sus, a treia, de la dreapta spre stânga. Da, e o campioană la fond 4 ani de la domnul Balan de la Finta.
Da, 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 da. Și am mai cumpărat o super campioană de la domnul Brician, de la Răzvad. O super campioană la Font Palmares 2 ani. Anul acesta e locul 1 sau 2. Deci nu au apărut încă normele, dar femeia e de super, super calitate, da. Trebuie să o identifică. Mi-ar fi luat-o înapoi. Nu, dar dacă sunt mai jumurit așa, le identificați mai greu. Da, 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 da. Super. Da, o fi și pe lângă mine, că nu... A, este aceasta. Care? Aceasta, Solzat Apărar, da. Deci ea este campioană sau vicecampioană anul ăsta la UCP, la Palmares Fond 2N. Are 13 puncte în 2N. Foarte frumos, într-adevăr. Ați rămas în continuare adeptul talilor mijlocii spre mici, nu? Medii, da, spre mici, nu? Medii mici spre mari. Păi da. Nu, vă întreb că femeia, da, pe care o filmez acum, da, e o talie micuță. E micuță, dar nu pot să spun că sunt adeptul unei talii. Sunt adeptul campionilor, sunt iubitor de campioni. Da. A, știu că mai devreme ați povestit că aveți, da, un mascul foarte, da, bun, nu? Da, din păcate am defectul ăsta, când văd un porumbel bun, îmi curg balele. Nu știu dacă eu... Uite ce frumoasă e asta, ce ai acoperită pe spate. O calitate. Foarte frumoasă, o alieră de mare zburătoare. Da, 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 da. Frumoasă. Chiar, frumoasă. Chiar mi-a plăcut, da, am și frumoasă. Am zis că la fond nu am foarte mare baza, adică... Da. Ai și campion și am zis să mă întăresc, pentru că nu poți să stai un an întreg pentru trei maratoane. Așa este, așa este. E mai palpitant. E mai palpitant, super. Mă bucur și vă mulțumesc pentru prezentarea frumoasă de la female și dacă sunteți amabil o să trecem și la mascul, da? Da, mulțumesc mult.